Sute de colindători în porturi tradiționale au vestit astăzi nașterea Domnului la centrul eparhial din Timișoara. Aici au fost primiți de înalt preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care i-a binecuvântat și le-a oferit daruri. Alaiul colindătorilor respectă o tradiție de peste două decenii și reunește an de an în Mitropolia Banatului zeci de fanfare, formații și grupuri vocale. De data aceasta, la centrul eparhial din Timișoara au venit 15 formații, între care ansamblul profesionist Banatul, grupul vocal al școlii de artă din municipiu, ansamblul Ghiocelul din Giroc, ansamblul Izvorașul din Buziaș și fanfara Pro Amiciția. Astăzi s-a născut Hristos, Mesia, chip luminos, lăudați și cântați și vă bucurați! An de an, peste 300 de colindători din toată eparhia se adună la Centrul de Cultură și Artă al județului Timiș și pornesc în alai spre Prefectura județului Timiș și Consiliul Județean Timiș, de unde apoi ajung la Arhiepiscopia Timișoarei. Ei vin într-un așa zis alai al colindătorilor, pe care îl așteptăm de fiecare dată cu mult drag, pentru că duc mai departe frumoasele noastre colinde românești și ne arată că atunci când vine sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, chiar dacă suntem poate în sate mai îndepărtate de centrele urbane ale județului, dragostea pentru Hristos și pentru această sfântă sărbătoare este fără de margini. Sunt 20 de ani în care colindători din întreg județul vin în Palatul Administrativ să ne colinde. Sigur că până în Palatul Administrativ bucură oamenii cu ritmul dubelor din zonele pe care ei le reprezintă. Spuneam că în 20 de ani am ținut neapărat să organizăm acest eveniment în ideea de a continua tradiția, pentru că până la urmă e vorba de o sărbătoare care nouă ne bucură sufletul și atunci este o formă de a ne manifesta bucuria. La eveniment au participat și membrii fanfarei din Mercina, județul Caraș-Severin și grupul coral al Institutului Cultural al Românilor din Voivodina, Serbia. Venim din Serbia, de câțiva ani suntem aici împreună cu corul mixt al Căminului Cultural Vichente Petrovici Bocăluți din Torac. Împreună cu corul bisericesc cântăm colindele și vestim nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Totodată răspândim bucuria nașterii Mântuitorului Iisus Hristos în Ieslea Betleem. De la centrul eparhial, colindătorii au pornit spre centrul orașului Timișoara în Piața Victoriei, unde au continuat să colinde și să vestească tuturor bucuria nașterii Domnului.